fiecare dată când îi mănânc undeva, port un dialog cu dânsul și întreb cum a trecut viața, dacă o duc din situație. Clar. Ești gata să vezi San Marino, un stat mic în Italia? Sunt gata, am mai fost acolo de două ori înainte de asta, așa că știu undeva unde e. O să știi unde e bine, da? Da, unde e bine. Știi locurile deja? Nu am avut așa mult timp pentru a vizita diferite locuri, știu doar stadionul și hotelul. Acum probabil că după meci o să aveți mai mult timp pentru asta. Da, avem câteva zile, așa că mare plăcere voi studia. Vreun munte ceva cu vreun vizor? Un munte deosebit, da.
Alexandru a fost singurul stanier meciul de astăzi, a reușit un gol. Cum s-a părut să meci, ținând cont că San Marino este o echipă mică care s-a apărat la tot meciul? A fost un meci interesant, o pregătire înainte de Austria. Eu am venit de aceea că am scăpat meciul cu Samara, că am avut cartonaș, 4 cartonaș. De aceea am vorbit cu antrenorul și am spus că pot să vin să ajut echipa. Am venit și am ajutat echipa, am câștigat și cred că ne gătim intens de Austria. Ai jucat de ziua ta în tricoul echipei naționale, cum te-ai simțit pe teren această zi special? Чувствовал себя хорошо. Рад, что мы выиграли, что ребята сыграли более-менее и забили 2-2.